Învățătura dată rău se sparge în capul tău. De Anton Pan. Nasratin era un hogea, dascăl sau învățător, care a rămas de bazmul până astăzi tuturor, pentru că era din fire cam pe ureche, năzdrăvan. Nu-l găsești însă în faptă să fi fost vreun viclean. El șezând odată în școală, ce îi dete-n simplul gând? Ascultați, copii, le zise cu întâmplare strănutând. Să știți, de-astăzi înainte, că eu când voi strănuta, toți bătând îndată în palme, să-mi ziceți hairola. Cu întâmplare, dar odată, găleata în puț căzând și cu ce să scoată apă pentru școală neavând, hogea porunci îndată ca din toți ai săi școlari să se lase în puț s-o scoată vreunul din cei mai mari. Merg școlarii toți în grabă, pe lângă puț se adună, dar privind și adânc văzându-l, n-a vrut să intre niciunul. Deci coraj văzând că n-are niciunul din câți erau, hotărând cele din urmă, el întrânsul a intra. Și așa dezbrăcat de toate, cu capul gol și desculț, legat cu un ștreang de mijloc, școlarii-l lăsară în puț. După ce găsi găleata și după ce o legă, către școlar dă-te gură și să-l tragă le strigă. Ei pornind cu toți deodată să-l tragă în sus de jos și tocmai cam pe la gura puțului când fu el scos, razele luminii îndată îl gâdilară în nas și începu să strănute una într-alta în acel ceas. Ei, cum aud că strănută, aminte în grab și-au adus de porunca lui cea dată, după cum am spus mai sus. Și cu toții deodată, funia din mâini lăsând, încep pura bate în palme și hairola strigând. Bietul hogea cade îndată ca un dovleac jos trântit, până în fund își sparse capul, de pereți fiind lovit. După ce ieși în urmă, de acei neroz copii tras, jupuit ca vai de dânsul, la picioare, mâini și nas, zise, nu e vina voastră, ci a mea, că n-am judecat, și astfel de cinste neroadă ca să-mi dați v-am învățat, care în cele după urmă, din pricina ai ajunsei, cu picioare, mâini belite și cu cap spart malesei. Pâine la foame udată e cea mai dulce bucată. Nasratin hogea odată pe fiul său l-a întrebat, niscai vaza haricele vreodată d-a mâncat. Copilul său îi răspunse că n-a mâncat nici de cum. Hogea îl întreabă iarăși, dar ce mănânci tu acum? Pâine uscată cu apă. Hogea zise, așadar, socotești tu că-ar fi în lume vreun alt mai dulce zahăr ca astă pâine uscată ce o uzi și o îmbuci cu atâta gust și foame cât și-altui poftă aduci? Când se gătește în lături, numai din miros te saturi. Nasratin hogea într-o seară, la fereastră cum ședea, își lungea nasul aiurea, palții fără a-i vedea. Trecând unul din prieteni, ce miroși? L-a întrebat. Vecinul meu, el răspunse, gătește scumpe mâncări și de-a lor miros mă satur, trăgându-l cu gust pe nări. Grijile-s la creditori mai mult decât la datori. Unul, întâlnind pe hogea, s-a oprit a-l întreba de și-a plătit datoria, iar el îi răspunse, ba.
Dar ce umbli fără grijă când te știi că ești dator? Grija, zise el, s-o poarte cel ce este creditor. Când ceri și nu ți se trece, te-ntorci cu inima rece. Într-o zi, viind la Hoxha, un prieten i-a cerut să-i dea frânghia de rufe numai pentru un minut. De n-aș avea, Hoxha zise, vreo trebuință de ea, ți-aș fi zis cu toată voia, poftim frate de oia. Dar am să întins pe dânsa să usuc niște pospăi. Nu-mi spui, acela răspunse, că nu vrei să-mi-o dai. Bine, vezi tu, Hoxha zise, că e vorba cam aci și mai mult nu e de lipsă să stau a-ți-o tălmăci. Dacă n-ai să mergi călare, nu umbla la împrumutare. Unul a venit odată și, îndrăznind ca un vecin, a cerut să-i dea măgarul pentru un ceas nastratin. Dar nu-l am acasă astăzi, altui l-am împrumutat. Măgarul din grajd deodată a răcnit într-acel ceas. Spui că nu-i, zise vecinul, și na, ia ca al său glas. Iar nastratin îi răspunse, ce, tu nu crezi ce-ți spun eu? Mai mult crezi tu pe măgarul decât chiar cuvântul meu? Cască ochii la tocmeală, iar nu după ce te înșală. Murind lui Nastratin Hoxha, măgarul ce îl avea, socoti cum să mai scoată din paguba sa ceva. Și așa, tăind cu el capul măgarului celui mort, l-a înfășurat pe deasupra binișor cu niște tort. Apoi, cu acest ghem mare, în piață-l vânză mergând, se duse și el cu dânsul cu alți vânzători în rând. Stând aici, veni îndată un ovrei cumpărător, carele de chilipire eram piaț precupitor. În vreo câteva cuvinte, învoindu-se din preț, îi zise cumpărătorul, văzându-l prea greuleț: dar ce are ghemul trânsul devine greu la cântar? Nastratin Hoxha răspunse, ia ca un cap de măgar. Dacă îl mai întreabă încă și răspunse tot la fel, socoti cumpărătorul că îl face prost pe el. Și scoțând, îi dete în mână banii cât i s-a căzut, care Nastratin luându-i se făcu grab nevăzut. Pe cumpărătorul însă cugetele nu-l lăsa. S-apucă, desfăcu ghemul cum a mers la casa sa și abia găsi pe dânsul numai oca de tort, iar celelalte ocale capul măgarului mort. Mai mare daraua fu decât o caua. Ce să facă? Plecă iute să-l caute necăjit. Dar Hoxha cum luă banii, la casa sa a fugit. El însă, tot căutându-l prin piaț de a-l mai vedea, abia la o săptămână putu cu el ochi ca să dea. Și puind mâna pe dânsul, judecății în grab l-a dat, arătând cu jeluire cum și ce fel l-a înșelat. Fiind dar Nastratin Hoxha la judecată adus, el totodată de față și dovezile și-a pus. Cum că i-a spus adevărul, că e un cap de măgar, când i-a făcut întrebare de ce e greu la cântar. Judecata pe temeiul dovezilor, drept dând dar, cumpărătorul rămase cu capul cel de măgar. Un nebun făgăduiește și înțeleptul s-amăgește. Într-o zi,
Nasrattin Hoxha, ceartă cu un vecin având, fuse tras la judecată pentru dânsul jalbă dând. Nasrattin, plecând să meargă spre a se înfățișa, băgă-n sân un pietroi mare și se înfățișă așa. Când pârâtorul de dânsul spunea câtă îi plăcea, Nasrattin pe taină sânul își arăta și tăcea. Judecătorul, văzându-l că își bătea sânul plin, toată dreptatea o dete în partea lui Nasrattin. După ce jeluitorul fu dacii afară dat, zise lui Nasrattin Hoxha: "Scoate ce mi-ai arătat." El, scoțând îndată piatra, o puse cu cinste jos și se trase la o parte cu chip prea politicos. "Dar ce este asta?" zise judecătorul bătrân. "Este darul," el răspunse, "ce ți-l arătam în sân." Haina mai mult e privită decât persoana cinstită. Nasrattin Hoxha odată, fiind la nuntă chemat, se duse în haine simple ca sărac biet îmbrăcat. Nuntașii astfel văzându-l nici în seamă nu-l băgau, ci pe cei cu haine scumpe să trateze alergau. Și după ce așezară la masă pe toți frumos, îl puseră și pe dânsul în colțul mesii de jos. Nasrattin, văzând aceasta, se sculă în grab, alergă și la un al său prieten să-i dea hainele îl rugă. Dându-i hainele acela, se îmbrăcă galant pe loc, puse șoblană asupra-și cu postav roșu de foc. Și așa, mergând el iarăși la nunta ce-a fost chemat, cum îl văzură nuntașii, cu cinste fu întâmpinat. "Poftim, poftim, Hoxha efendi!" către dânsul toți zicând, l-a pus tocmai în fruntea mesii fiecare loc făcând. El, dacă șezu la masă, și-a întins mâneca în vas, zicând, "Poftim, poftim, blană, mănâncă ce e mai gras!" Îl întrebară nuntașii, "Hoxha efendi," zicând, "pentru ce o faci aceasta și întingi mâneca mâncând?" "Pentru că," el răspunse, "eu întâi când am venit, cu hainele cele proaste nimeni nu m-a cinstit. Și când v-am dat bună ziua, abia mi-ați zis mulțumim. Iar cum veni cu acestea, toți mi-au zis, poftim, poftim. De aceea și eu blana să mănânc ce o poftesc. Căci văz, toți privesc la haine, iar persoana n-o cinstesc." Omul nu poate să facă un lucru la toți să placă. Hoxha s-apucă odată ca să-și facă un cuptor pe nevasta sa împrejurui, având-o de ajutor. După ce li sprăvi însă, după cum lui i-a plăcut, veni un vecin și zise că nu e bine făcut, pentru că l-a întors cu gura către vântul de apus, ci era să fie bine spre miază zi să-l fi pus. Altul viind, zise iară, "Hoxha, ce bine făceai către răsărit cu gura cuptorul de-l întorceai." Altul iar îi zise, "Hoxha, eu în locu-ți de eram, cuptorul spre miază noapte cu gura lui îl puneam." Văzând Hoxha că la nimeni lucrul lui nu i-a plăcut, îl strică și apucând iarăși pe rotile l-a făcut. După aceea, din prieteni, în vreun fel de îi zicea, el se apuca îndată și într-acolo îl întorcea. Și așa Nasrattin Hoxha, cu cuptorul învârtit, al fiecăruia gustul și plăcerea i-a împlinit, zicând, "Câtă osteneală pentru un cuptor avui eu, ca să-l fac pe gustul lumii, iar nu după placul meu." Cine fură azi o ceapă, mâine fură și o iapă.
dar ori în temniță plânge, ori picioarele își frânge. Nastratin Hoxha într-o vreme, niciun câștig neavând și în cea mai de preurmă sărăcie ajungând, hotărâ să fure ceapă de la un al său vecin, ce avea destul în casă și nu da la vreun străin. Dar văzând Nastratin Hoxha că el ușa o încuia, plan făcu pe coș să intre noaptea și ceva să ia. Deci suindu-se pe casă și privind pe coș în jos, se ivi în el umbra lunii în chip de stâlp luminos. Și lăsându-se la vale pacea umbră amăgit, deodată fără de veste se pomeni jos trântit. Rămâind ca vai de dânsul cu piciorul rupt în loc, având mică norocire că n-a fost în vatră foc. Deșteptându-se vecinul, de bufnirea-i când căzu, se sculă tot deodată, nicio clipă nu șezu. Strigă, cere la nevasta lumânarea în grab să-i dea, mai curând să prindă hoțul și cine e, al vedea. Iar Hoxha zise: vecine, atât să nu te grăbești, că ce am pățit și mâine tot aici mă găsești. Te păzește să nu superi, paltul între proști să-l numeri. Nastratin Hoxha într-o vreme, nouă măgar dobândind și într-o zi toți aceștia la pășune scoși fiind, s-a dus seara ca să-i strângă de pe câmp unde era și de sunt toți ca să vază, începu a-i număra. Ieșind dar la număr tocma, pe unul încălecă, luă pe toți după urmă și la casa lui plecă. Când mergea pe cale însă, stătu iar a-i număra și văzu că înaintea-i numai 8 măgari era. Se uită, se miră singur cu unul ce s-a făcut și văzând o groapă adâncă pe unde a fost trecut, gândi că poate întrânsa unul din ei a căzut, când a privit el cu ochii aiurea și n-a văzut. Descălecă și se duse în groapă a se uita, dar ce să vadă întrânsa când degeaba căuta? Se întoarse și începe iarăși măgaria-și număra și văzându-i că sunt 9, începu a fluiera. Iar încălecă pe unul și până într-un loc mergând, se-i mai numere odată, iarăși îi veni în gând. Și văzând că și acum iar la număr 8 era, că pe cel de sub dânsul nici de cum nu-l număra, stând, ciudat lucru, el zise: ori ochii mei sunt stricați, ori că eu nu pot să-i număr cum merg ei amestecați. Și descălecând îi puse câte unu-unu în rând și pe fiecare mână puind el și numărând, ieșiră măgarii tocmai 9, după cum au fost, și încălecă iar pe unul, făcându-se singur prost. Plecând însă cu îndoială, nu se putu stâmpăra, după ce puțin mai merse, stătu iar a-i număra. Și măgarul de sub dânsul, nenumărând iar așa, tot 8, ca și până acum, ceilalți la număr ieșea. Într-acest timp, trecând unul, i-a zis: nu te supăra, fă bine și te oprește măgarii am număra, ca să văz și tu ca mine tot așa lipsă-i scoți, orică mie mi se pare că nu sunt la număr toți. Începu omul acela măgarii a-i număra, arătând întâi cu mâna de sub el care era. Hoxha-i zise, văzându-l că începe de la el: dar ce, mă pui și pe mine în rând, omule Mișel? Și necăjit de aceasta, acasă cu ei s-a dus și aici iar cu nevasta ca să-i numere s-a pus. Mulți sunt proști care le place palții în sobor să-mpace. Nastratin Hoxha odată, măgarul din grajd scăpând, plecă cu traista încărcată ca să-l caute întrebând. Și întâlnind pe oarecine din săteni, l-a întrebat: n-ai văzut cumva, vecine, pe măgarul meu prin sat? Ba l-am văzut,
el zise. Colea ca jude șezând și la viten hol de prinse, judeca ispas făcând. Hogea zise cu mirare, jude-n sat măgarul meu? Zise acel la plecare, da, da, ceea ce-ți spun eu. Hogea necăjit se duse în cel mai repede pas, în pragul ușii se puse, unde se făcea ispas. Și traista după ce întinse cu un jos a o pleca, pu, 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 din buze zise către cei ce judeca. Toți râseră de aceasta, numai unul cum ședea, viind se pleacă la traistă ca ce în ea a vedea. Iar hogea traista încărcată după gâtul aruncând, începu tot deodată ca să-l judece zicând, treburile-mi stau acasă și tu aici în sobor, poftiși tocmai când îmi pasă să te faci judecător. Cui îi place liniștire, să-și facă împrejmuire. Nastratin hogea într-o iarnă, lemne de foc neavând, își arse din prejur gardul, numai porțile lăsând. Și văzând el că vecinii și alții pe-aici trecea, intrând sau ieșind din curtei și venea și se ducea, supărându-se de aceasta, ieșind strigă către toți, că fiecare să intre și să iasă tot pe porți. Până la anul, or măgarul, or samarul. Într-o zi Nastratin hogea, pe o uliță trecând, și pe poartă în curtea unui bogat, ochii aruncând, se opri ca să privească la un lucru foarte rar, adică la împodobirea a unui mânz de măgar, care le avea căpăstru peste tot cu fir lucrat și pe ciucuri împrejurui mărgăritar înșirat. Un cioltar cu flori de aur pe spatele lui întins și drept chingă peste dânsul, un cordon de fir încins. Pus pe o saltea luxoasă și alături pernă de puf și un rob cu apărătoare răcorindu-l de zăduf. Iar bogatul de departe, în pridvorul său șezând, îl privea în mare plăcere dintr-un ciubuc lung fumând. Nastratin, văzând aceasta, fără a întârzia, se apropie de dânsul și începu a-l mângâia. Merge, îl îmbrățișează și îl sărută frumușel. Bogatul, vesel privindu-l, când îl mângâia mereu, întreabă, dar ori-ți place cum e măgărușul meu? De minune, el răspunse, este vrednic de-a-l iubi și alt niciun cusur n-are, decât nu poate vorbi. Ce fel? Bogatul îi zise, poate vorbi un măgar? Cum nu? Hoge îi răspunse, numai să mi-l dai școlar și într-un an ți-l fac ritor, ori în ce limbă vei vrea. Ba nu voi, bogatul zise, că-l procopsește așa prea. E destul ca să vorbească limba care o știu eu și vreau 4 limbi străine ca să-l fac tălmaciul meu. Așadar, îi zise hogea, trebuie să ne tocmim, însă să mi-l dai acasă, că în alt chip nu ne învoim. Bine, îi zise bogatul, cum știi tu așa să faci? Numai despre plată spune-mi cu câți galben te împaci. Să-mi dai, Nastratin îi zise, 100 de împărătești, răspunzându-mi înainte jumătate din acești, iar jumătatea cealaltă să mi-o dai la 6 luni, când și examen voi face între câți vei să aduni, ca să vază fiecare că nu dai bani în zadar, ci pentru o învățătură așa auzită rar. Bogatul de vorba Hagi atât de mult s-a încântat, încât scoase bani îndată și jumătate i-a dat. Poruncind și pe școlarul să-l aibă în casa sa, nu cumva la neîngrijire vreodată a-l lăsa.
pe salteaua lui să-l culce și pe perna cea de puf, cum și după prânz când doarme să-l apere de zăduf, că el pe fiece lună îi va trimite mertic, cu toată îndestularea să nu-i lipsească nimic. După ce aceste toate s-au făcut ca prin înscris și pe școlarul cu hogea împreună l-a trimis, femeia hogii cu masa care sta și l-aștepta și din când în când pe poartă ca să vie se uita, văzându-l cu măgărușul cel împodobit intrând, se mira ce o să fie, pricina necunoscând. Dar ce e asta, bărbate? Îl întreabă ea pe loc. El arată acei galbeni ca jăratecul de foc și îi răspunse cu amănuntul cum și ce fel l-a tocmit, cum și jumătate banii înainte i-a primit. Dar ori ți-ai ieșit din fire? Zise ea la el privind. Unde ai văzut în lume vreodată măgar vorbind? Ori te-ai apucat acum pe oameni să amăgești și la bătrânețe tocmai belele să pătimești? Fii pe pace, el îi zise. N-avea nicio grijă tu, că tocmai acum ceasul norocului îmbătu. E o vorbă, până la anul câte căciuli nu rămân într-această întinsă lume pustii și fără stăpân. Asemenea, până atunci, ori se întâmplă de mor eu, ori cumva se îmbolnăvește și moare școlarul meu. Cu asemenea cuvinte și cu alte nastratin, își mai împăcă nevasta și se liniști puțin.